Salut! Noi suntem Cocolix! Și e timpul să-i dau sfatul Cristinei, că am înțeles că la ultimul video... Cum te-ai surcat, Cristina? Prefer să nu zic. Foarte bine! Am înțeles că s-a descurcat. Mulți din comentarii au scris vărzucă. Ah, foarte puține varză, dar am fost destul de bine. De la Free Prizes. Și după dar ce... nu știu, frate, cum să iau stumble puzzle-ul ăla. Ați explic imediat că e foarte... Nu, ia astea trei, cum ar că zice gratuit. Și astăzi o să zic ceva ce este gratis. Asta da? Ne place nouă, gratis. Să zic, poate am super mega noroc. Ăla e norocul maxim care poți să-l ai. Wow, șmecherie. Oh, 5, tu știi că eu când am dat okay. singură, mi-a picat un token. Ai mai, cu mine ai de 5 ori mai mult noroc în viață. Deci, efectiv, un token. Dar vreți să mai fac episoade singure? Ia ziceți în comentarii. Eu zic că dar cu gameru. Dar eu am zis că să-mi dea sfaturi. Eu zic că cu gameru. Că... Uite, 150. Ai, nu dar e cu măsline, treaba e măslinită. Adică, măsline... Ați văzut? S-a dus și după aia s-a întors. Așa face. E cineva care stă acolo să-i dau? Noi dau! Da, efectiv e cineva acolo care stă în spatele. La fiecare om. Exact, da. Dar la fiecare stai om așa vedem, este. Să vedem. E bun. E bun. 10, e bun. Okay. E bun. Și acum închide asta. Și du-te puțin mai spre dreapta. Și dă-i, uite, ai gratuitul. Ce tare chestia asta. Uite. Asta e șmecher. Carnival skin. Legendary. Ah, legendary. Dă-i chipna. A, lasă. De înapoi că mai vreau să faci chestia acolo. Cristina, când joci cu mine, ascult tot. Tu nu. A, nu pot că mâna mea decide singură. Na, ăsta, dacă dați cocolaicuri, deci să dați 5.000 de cocolaicuri la acest video și Cristina și-a data viitoare inimiorel. Inimiorel? Și mai mult decât atâta. Tu cred că ești inimiorel. Mai mult decât atâta, ai și pașii de inimioară. O, ce frumos! De-i și eu cred că ar trebui, da. Pe link vrei să spui stânga. Nu, am zis atâta acolo și aici... De aici? Aici dar l-avem și pe ăsta care nu-mi place de el. Bun. Ăsta? Cristina, bun. Hai să-ți iei astăzi stumble pass-ul. Așa, și că așa trebuia să dau, să dau activate. Da. Păi da, dacă n-am văzut chestia asta, m-a speriat. Dă-i. Am văzut 1200 dintre astea, m-am speriat. Și acum dă-i în stânga, ca să-ți de la început. Și acum îmi deschidem tot stumble pass-ul astăzi, da? Oho. Dă-i claim. Și acum știi pe cine ai tu? Cangurica. O super tare. Da, dă-i chipnau. Parcă ți-e frică de el când așa? Și la okay. fața lui. Da. Ce nas mare are. E cam așa. Aici îți pică la ruletă și îți pică ceva, nu știm dacă pică ceva bine, poate să pică ceva legendar, dar dacă vreți scrieți în comentarii legendar. Stop. Bă, n-a vrut să pice la epic, o pica rar. N-a vrut, hă? Ok. Decimus, așa-l cheamă. Da, de claim. Uci, 10 gemuri. Asta e ca să dai cu pumnii, o ai deja. Ah, ok. Hai să mai învârte ceva. Rare or better, hai să vedem, rar sau ceva mai bun. Bine că luăm stumble pass-ul, pentru că curând o să... Cum să zic eu, curând o să... Rar, e șmecherilă așa. O să înceapă un nou stumble pass. Știi? Da, în ok. În 3 zile și 18 ore. Ah, super mega șmecherie. Așa, deci luăm toate chestiile astea. Da, sunt gemuri. Și acum mai primim o chestie, rară sau mega specială. Ia să vedem. Da, sau... Să vedem. Sau este epică, ceva ce aș vrea să pice de aici? Nu știu, ceva. Uite ăsta. Bă, dar nu te-ai dus la care voiam eu, hă? Nu m-a astronaut ne da astăzi. Da. A, deci nu mi-o dat skin-ul ăla. Ăla aveai deja și s-o dat bani. A, ok. Puțin bani. Cam puțin, n-am făcut un trade bun, hă? Așa. Păi nu, nu e vorba de trade, asta sunt avantajele jocului. N-ai de ales. Deci vreau să-mi pici ceva superb. Cred că și aici îți poate pica inimiorel. Bă, și prințesa era faină. Și vrăjitoarea era faină de Halloween. Da, da, era. Asta este un inspector. Claim, taunt animation, când câștigi, dacă câștigi. A, ok. Dacă știi și de animație. Uite, poate ne pică vrăjitoarea asta. O vrei pe vrăjitoare? Da. Dar sunt unele de Halloween cu Frankenstein, cu tot faine. Da? Da. Oh, bagă și update de Halloween? Da. Și ăla era fain de Crăciun. Puiul deja l-am. Ăla deja pus, bă, da. Deci astăzi mergem pe tema astronauți, subnauți, dintre da, ăștia. Da, da. Claim. Bă, ok. Claim. Așa, claim. Și astea câte sunt? Multe din câte văd eu. Da, da. Deci tu trebuia să faci asta singur. Ai zis Cristinei, eu mă duc cu Carolina să o plimb afară, plecat, și tu ești stumble pass-ul. Uite, ai legendar, banana. Stop. Ai, fain și ăsta. Da. E cam okay. Fain. Da. De claim. Ok, super șmecherie. Ai pașii de pau. Oh, lumea când să... ai claim, să vedem ce e în mijloc, să vadă și abonații. Deci nu mai da claim prin la dreapta maxim, știi? A, bine. Așa. Hai să vedem. Ce ne pică. Fata legendară, că deja o ai. Dar deja o am. Da, mă, dar îți dă bani pe ea. Am de bani? Da, convert. Ah, deci când ai duble, îți dă... Da. Claim. Da. Hai să vedem. Deci faci trade-uri dintre astea. Da, învăț da. Și eu, băi, deci învăț. Speciale. Oh, ce fain era scheletul ăla argintiu, auriu. Ai legendar banana. Uh-huh! Banana legendar! Mamă, cât i-a picat Cristinei. De ok. De echip now. Vreau să mă joc cu ea, da. Și de la maxim. Așa. Și acum ți-l iei pe karateka special. Hai să vedem. Pum de foc. Și ăsta e fain. Da. Și acum să ții pumnul. Hai să-l vedem. Perfect. Bun. Asta a fost tot, da? Asta trebuia eu să fac. Da, te joci cu banana prima oară. Da, mă joc cu banana. Stop, de la customize. Așa.
Și de ce la vrei să-i fac? Emoticons. Da. Și de pe pumn. Așa. Da, use. Tare, și de pe tare doi. Șmecherie. Așa. Bun. Cred că am dat bine, nu? De la footsteps, dacă să-ți dai ceva nou la paș. Ia să vedem. Na, nu, vezi? E cel mai fain e asta. Ai și pau-pau dacă vrei să dai pe el puțin. Ia să vedem cum e. Ia întoarce puțin așa. E fain, pau, e fain. Da, use. Bun, haide, ne jucăm cu el, da? Vrei să te joci la aia cu bani, treasure hunt sau la normal? Nu, nu mai vreau treasure hunt. Bun, de play. Vreau normal. Na, faza este când te apropii pe cineva foarte, foarte aproape, foarte aproape, tip nas în nas, apeși pe doi și dai un pumn și îl cade pe jos. Dar asta e banană crudă, dacă era coaptă avea mai multe pete. Deci nu o mâncați, nu mâncați bananele când sunt crude, doar stomacul. Asta e planșa aia faină. Da. La care eu nu mă pricep. Am să dat asta. Asta e la care mă pricep. Stați să vedeți. Nu spun nimic, doar râd. Deci nu zici nimic pentru că deja ar trebui să am super mega experiență. Stați să vedeți cât de bine mă descurc. Hai. Prima sunt. Aoleu, cred că trebuia să o pui în partea altă. Am adus să vezi. Iuhu! Bă, sunt prima. Sunt prima. Nene. Stai, stai. Dreapta. Hai de mine. Lasă că mă descurc. Apasă tu pe 2. Am apăsat pe 1. Exact ca ce nu trebuie. Oh my god, sunt prima. Așa-i? E adevărat? Apasă. Uite, fata asta, fata asta pe doi. Vrea să fie prima, dar eu n-am de gând să o las. Star stânga. Apasă pe doi. Doi. De ce apeși pe unu, iubita? Că e foarte greu pe doi. Doi, așa. Mi-a tras un pumn. Da. Bă, sunt prima? Da. Tu ai văzut că am experiență? Ai, dacă luai, de ce l-ai luat pe piatră? Am vrut, dar era prea mare și eram prea mică. Dreapta. Asta e o banană. Dreapta. Mică. Mi-am pierdut locul, a ajuns scheletul ăla. Păi tu, eu... Asta pe locul 9, of, doamne, puteam să fiu pe locul 3. Deci, tu ești genul care ai pierde crown win-ul când este în față, că merge prin amol. Da. Și ăla-i nămor cu bălegăresc de graj, foarte multe vaci au fost pe acolo. Ai de mine, deci, de ăla trebuie să lași în dreapta, trebuie să ar pe teatra de acolo. Săraca găină, n-am mai reușit. Deci aia trebuie să-ți dau sfaturi, ce fain este astea cu indianul. Da, într-adevăr, sunt foarte faine. Trebuie să asculti sfaturile mele. Dar nu știu dacă vreau, Felix, cumva vreau și eu să fiu independentă. Ai fost independentă un video întreg și de la mine... Nu, dar independentă când sunt lângă tine, numai ca să vezi tu cât de independentă sunt. Asta e aia șmecheră. Stați să vedeți cât de bine mă pricep eu. Bun, nu spun nimic, doar râd. Doar râd, da, dar ai grijă, nu spun nimic. Cică doar râd, aia înseamnă că nu se descurcă. A, nu, nu, nu râz. Aici, cică, aici s-o iau pe aici. Ha, ha, ha! N-am căzut! Ha, ha, n-am căzut! Cât de șmecheră pot să fiu? Mamă. Mai apești? Mai... Da, apăs că am vrut eu. Nu da cu pumnul decât niște aproape, de cu unul, că o pierzi. Păi, ai spus că nu mai dai niciun sfat, rog frumos. Ia, vezi tu de treabă ta. Scuze, vreau să fac doar hi-hi. Da, făi, dar nu e nevoie, stai să vezi ce bine mă pricep. Vezi, am dat și dublu jump. Și aici mergem așa pe lângă. Ha-ha. Tu vezi, pe ce loc sunt? Nu te califici. Ai văzut ce bine am dat? 7 uși. Cum adică nu o să mă calific? Te-ai calificat pe locul 8, ultima ai fost, da, o carte calificată. Ai văzut? Că-i dat pumnul ăla. Ți-a căzut maxilarul? Nu m-a căzut maxilarul pentru că ai... Te așteptai? Să mergi pe ultimul loc, da. Nu te așteptai să câștig? Am zis că șansele sunt de 1%, deci mă așteptam că ești o șansă. Ideea este, Cristina? Da. Ascult de mine, când joci cu mine. Oi, de mine, dacă mi-ar pica aia... Asta, Felix, mi-a picat că am fost eu singură. Și poți da sfaturi? Nu. Cum nu? Nu. Bun, nu spun nimic. E prea faină, n-ai decât să-mi dai niciun sfat. Stai să vezi. Deci merg pe aici. Ai văzut? Nu te așteptai la așa ceva, ha? Hai să te văd. Stai să vezi, deci e atât de fain. Zici că sunt în concediu. Cristina vrea concediu. Da, deci... Păi de ce n-ai sărit peste aia? Păi n-am putut imediat. Voi sări acum, uite, vezi? Mergi pe stânga. Spre stânga? Da. Stânga, iubita, ce n-am faci? N-am mai văzut stânga. Eram, mă relaxam în concediu. Eram aici. Aici iau că-i viteză. Deci de câteva mai câștigi, că eu nu prea în față. Dreapta, dreapta. Nu, stânga. Ai văzut? Ai văzut cum a vrut mușchii mei? Păi dacă te-ai oprit în zid, am zis, dă-i liv, liv, de câștigă ăsta, dă-i liv, repede. Liv, liv, liv. Bă, scheletule, nu te las, te lauzi. Na, schimbă skin-ul, ia-ți pe Farfist acum. Customize. Stai, că știu și eu. Legendary? Știu și eu, Felix. Ăsta. Nu vrei Fire Fist? Bun, hai. Fire Fist? Care este Karateka, Fire Fist? Karatele. Ah, bine, haide, use. Oh, ce șmecherăi. Ok, stați, că știu și unde îți dau. Am dat use, am dat tot. De back. Lasă-mă, că îmi dădem eu seama. Așa, băi, deci azi, ce fain a fost planșa, ai văzut? Ai jucat-o vreodată? Am și câștigat. V-am jucat pe toate. Ai câștigat? Am vrut să-ți explic cum. Dar n-aveai nevoie de ce să-mi explici, că m-am priceput foarte bine. Ai stat pur și simplu, n-am văzut pe nimeni pe tot netul care să stea într-un zid blocat acolo, știi? Și care să nu dea space.
Sincer, dacă jucai puțin mai bine cu sfaturile mele, șansele de câștig erau 99%. Da. De virgulă plus 1%. Da, ai vrea tu. Hai să vedem ce-mi pică. Ceva la care ar trebui să rup aici, să mă șmecheresc toată. Îți dau sfaturi? Practic n-am nevoie de sfaturile tale. Trebuie doar să fiu super atentă. Hai să te văd, hai să-ți văd atenția. Dau dublu space și aici încerc să trec printre chestiile astea. Dar de ce mergi pe burtă? Dar pe ce trebuie să merg? Stânga, între astea două trebuie să mergi, între astea două. Nu, între cele... Dar eu mă duc pe aici. Deci dacă ar fi să joc Stumble Guys în viața reală, cred că aș ieși vânătă. Bine că nu-i pe bani. De ce eu nu mă asculti? Eu nu sunt ultima, nu? Dreapta. Nu e așa că nu sunt ultima? Nu, e la ultimul, dar... Păi mergi pe asta, dacă îți dă viteză. A, da, lasă-mă că viteza unii ori în viață nu e așa mergi de bună. Mergi invers, deci tu mergi chiar invers, vezi săgețile astea. A, da. Da, da, știi care e faza, dacă nu, asta? Mi-ar fi dat una super tare în cap. Sar pe asta. Sar pe asta. Vezi, cu răbdare treci stânga. Marea. Mergi stânga, ai fost eliminată. La prima rundă ai fost eliminată, dă-i de leave. Cristina, și copii de grădiniță trec prima rundă. Dă-i claim. Eu cred că e din cauza lui sau nu, e din... Dar schimbă skin-ul dacă... Lasă că mi-ai dat o șansă. Deci, ascultă-mă pe mine cum, că zic, am văzut că singură. Tu chiar vrei să te asculti, deci tu insiști? Nu, eu vreau să treci, că până acum când ai câștigat, ai câștigat datorită mie. Și o planșă datorită ție, țin minte planșa aia. Care aia? Poate mai pic încă o dată. Buzele alea care de atunci ai câștigat. Care mă percepe da. Foarte bine. Hai să vedem. Ai luat toate ciocanele, deci nici dacă alegeai un ciocan. Dar care trebuie să să-mi spui care este secretul la planșa aia. Între cele două ciocane care se învârtă așa în partea stângă, treci printre ele. Păi da, dar săgețile alea care dau stânga-dreapta. Și greu. Asta nu trebuie să zic. Poate. Asta da, am aflat o șmechere nouă. Dai dublu space. Dar da. Care sunt eu? A, dai care space. Sunt și eu? Doar mergi, doar... Am zis doar să mergi și tu ai apărat dublu space. Dai adrenalină, n-ai cum doar să mergi. Nu mai... Cristina, nu mai dai dublu space așa de repede pe burtă. Ți-am mai zis de când te-ai născut, da, am zis cum. Asta. Space și space, așa. Stai puțin și aștepți. Apasă mamă, și dar tu. Toată lumea s-a înghesuit cu skin-ul ăsta. Apasă și tu unul să mai cade unul piciorul pe jos. Și apă și doi. Dar unde e unul? Că nu-l găsesc. Nu atinge bilele, trebuie să le ocolești. Ocolește bilele. Le ocolesc, ce bine că au dispărut din fața mea. Nu, no, șansele de câștig nu sunt, toți indieni au venit de aici. Hai de mine, căști. Hai de mine, era să cad eu. Dă-și tu dublu space. Așa, am vezi? Câștigat. Exact ultimul loc, nu știu da, cum ai reușit. Pe penultimul, cred că. Chiar ultimul. Mamă, dar ce au venit toți indieni aici? E skin gratis și skin fine, ce drept, știi? Da, într-adevăr. Da, dar nu știu, mai fain e să fii unic. Chiar dacă ești mai râpciugos, dar măcar ești unic. Da, Cristina, dar nu e unic pentru că mulți au skin-urile de începător și când le dă un skin ăsta fain, așa. Asta la care mă pricep eu. Stați să vedeți că știu, nu mai au prin nemolul cu bălegăreți. Uite, nu știu care sunt eu, dar pe acolo aia, sunt uite, și eu. Hai. Am crezut și eu că sunt mergi, un indian. Mergi, și de aici pe burtă, space și space. Așa, mergi. Mergi, am zis doar, space și space. Aha, am făcut un space bun, ai văzut? Așa, sar. Vezi. Și dă-și tu unul la ăștia, așa, dreapta. Concentrare maximă. Nu, Felix, lasă-mă. Te rog, nu mai umbla la tastatura mea, că mă pricep. Stânga. Stai să vezi. Stânga, ia, mergi jos pe merg, stânga. Merg. Sar pe asta. Așa. Hai de cap meu. Stânga. Stânga. Și sar. Stânga. Dă-le, dă aici un shoot. Așa, trebuia să dai eu când consider eu. Dar vreau când consider eu. Space. Dar lăsa în dreapta. Nu mai atinge molul cu bălegăreți, femeie. Cum? Că e bun pentru ten. E bun pentru ten? Da. Și miroși toată viața după aceea. M-am calificat. Ultima. Cum nu mergi mai iar ultima? E fost șapte din nou. Nu știu, am partea bună. E rău că ești ultima? Da, pentru că după aceea la crown... Da, dar măcar te-ai calificat. Păi și la crown cum faci? Păi ai experiență. Ce experiență? Mamei am luat 2 la teză, dar am experiență. Asta poți să dau sfat? Da, te rog frumos. Fiți pregătiți, o să fac un crown. Bun. Sfaturile de serii, o să mă ajute. Sar peste aia din față, cu un singur space. Du-te aproape de ăsta cu... Și împinge. Fugi. Space. Stop, du-te. Stop, stai aici. Dar tu-mi dai sfaturi sau ce? Că nu zici nimic, nu te aud. Stai, nu sări. Du-te la el și te apropii de nasul lui ca să-i dau cu pumnul. Fugi. Fugi în față. Și care-i șmecheria la platoanșa asta? Stai aici. Întoarce-te pe ăsta. Ca să-i dau pumnul, trebuie să stai cu fața spre el. Stai cu fața spre el. Sar peste asta, da. Dar care-i șmecheria? Sar peste aia. Dublu space, în față. Space în față. Ok. Dublu space în față. Dar zi-mi și mie care-i șmelul. Să cadă ăștia cineva de pe asta. Space în față.
Da, a, stop. Noi trebuie să ne batem între noi. Da. Aoleu. Ai de mine problema aici, nu știu cum reușești tu. Și nu trebuie să ajungem acolo în față ba, de da, tot. Ba da, stai puțin. Hai că sar. Sar. Ușor, nu dublu space, hai sar. Stop. Păi nu dublu space, uite, am câștigai. Că uite, am zis dimineața asta, am zis sar. Diferența între space și dublu space. Ăsta este skin-ul meu, ăsta sunt eu. Pentru Sfântul Dumnezeu. Ăsta sunt eu în caz de nu știți și am câștigat. Uite, mă cheamă Vivi. Deci Cristina, ce înseamnă space și ce înseamnă dublu space? Dai de două ori. Da, și ai space în față, tu. Ok, continuăm data viitoare când mi-ajunge. Deci, știi care e faza cu pumnul? Tu când stai platforma asta așa pe aia, dacă te apropii de ei cu fața, nu cu spatele. Deci practic trebuie să-i bați pe ăștia. Nu. Să-i dai jos de pe platformă. Da, dar tu poți să-i dai un pumn și îi trânteai. Dar tu, Felix, când dădeam cu pumn. Poți zic că nu mi-ai dat niciun sfat. Data viitoare să fac cum vreau eu. Data viitoare joci singură. Data viitoare joci contra mea și dai-o cu pumnul. Pe data viitoare rupeți butonul de cock like. Pa, pa. Vezi tu?